pot foarte bine să existe pacienți infectați cu acest virus și să fie asimptomatici. Da? Oameni care, bine mersi, și trăiesc viața așa, în mod normal, fără nimic deosebit. Testele au tot continuat în această perioadă. Toate testele efectuate, e drept că au ieșit negative. Și apropo de asta, pentru că totdeauna știu că mi-a fost curios să audă niște cifre, vă spun un lucru foarte clar. În primul rând, am efectuat la toate testele necesare și dacă vreți și o cifră, avem în jur de 1700. Până în acest moment. Testările continuă. Și pentru că tot vorbim de testări și de riscuri, știți că a apărut o discuție legată de Comuna Șuțești, acolo unde niște cetățeni au lucrat în Comuna Rădnicerul, din județul Buzău. Am primit ancheta epidemiologică de la Buzău, nu avem niciun contact, ca atare nu vor exista restricții sau izolați în Comuna Șuțești. Cred că e important să spun și lucrul acesta. Aș vrea să mai spun că avem încă 193 de oameni în carantină instituționalizată. Aceștia vor termina carantina și vor merge acasă. Avem în izolare încă 268 de persoane. Iar dacă vreți o cifră totală de la început, 5200 de oameni în izolare și circa 1000 în carantină. Începând de astăzi, cei care vin de afară, din anumite țări cu risc, zone galbene sau zone roșii, nu vor mai fi introduși automat în carantină, vor primi recomandarea de a se izola la domiciliu, indiferent de zona din care provin, dar acolo unde oamenii consideră că nu au cum să stea împreună cu familia sau nu au spațiul, au condițiile necesare, sau pur și simplu vor să protejeze membrii familiei, la cerere pot fi duși în centre de carantină. Asta însemnând că aceste centre de carantină vor rămâne pregătite. De asemenea, și foarte, foarte important, și aici chiar vreau să fac un apel la brăilenii care sosesc din alte țări, dacă măsura izolării la domiciliu timp de 14 zile nu va fi respectată, ei vor fi duși în centre de carantină, de această dată nu la solicitare și nu ca și, dacă vreți, recomandare, ci ca sancțiune. Și vor efectua 14 zile, indiferent câte zile au stat în izolare, 14 zile de carantină acolo, iar mai mult decât atât, la final vor și plăti factura. Din acest motiv, știu că au fost câțiva brăileni, nu foarte mulți, dar au fost câțiva care mai aveau câteva zile de izolare. Și au fost conduși în carantină. Asta creând sigur un disconfort și purând și în situația de a plăti, de a suporta niște costuri pe care sunt convins că nu le aveau programate. Și păcat pentru câteva zile nu, în care poți să stai acasă, doar luându-ți niște măsuri, să ajungi să plătești astfel de... pentru că suntem, dacă vreți, la un moment de bilanț oarecum, deși bilanțul înseamnă final, acesta nu este un final, este doar o etapă, dacă vreți, am observat un lucru. Oamenii de ceva timp, mai cu seamă de când se vorbește de aceste măsuri de relaxare, evident că s-au relaxat, oamenii au așteptări mari, pentru că au acumulat în această perioadă frustrări mari, au făcut eforturi, au făcut sacrificii. Și astăzi, când vorbim despre anumite măsuri, reacția nu e întotdeauna cea mai bună. Sigur că da, oamenii s-au săturat, toată lumea s-a săturat. Sunt absolut convins de asta. Dar vreau să nu... Și sigur că astăzi, trăgând linie, văzând bilanțul, am spune, pentru 22 de brăileni infectați cu coronavirus, am făcut toate eforturi. Da, dar vreau să vă rog să vă aduceți aminte că acum 2 luni, cu toții, eram speriați. Și arată lucrurile în felul ăsta la Brăila, dar puteau arăta foarte bine ca la Suceava sau ca la Galați. Nu ne-a ferit, nu eram noi protejați într-un anume fel. Sigur, s-au luat niște măsuri, dar și aceste măsuri este pentru prima oară când le luăm și le încercăm, le testăm. Toată lumea a învățat din mers. Și atunci nu aveam garanție acum 2 luni de zile că vom ajunge aici. Din cauza aceasta, poate astăzi, când ne uităm în urmă, pare prea mult efortul făcut, dar vă rog să ne întoarcem cu 2 luni în urmă și să privim înainte. Și să ne aducem aminte că eram cu toții speriați. Și ne păștea un risc care încă n-a trecut. Sunt, iată, județe încă în țară cu multe cazuri.
vă spun că chiar astăzi am avut o discuție cu cei de la Ministerul Sănătății. Galațul și Vrancea au încă un număr foarte mare de cazuri. Noi suntem aici, aproape de ei, în această zonă. Repet, virusul n-a trecut. Sigur că trebuie să ne reluăm activitatea. Trebuie să începem să mergem la serviciu, să avem alte activități curente cu care suntem obișnuiți. Hai să facem asta într-un mod responsabil. Responsabil însemnând, în primul rând, dincolo de măsurile administrative impuse, să ne luăm noi singuri măsuri. Putem foarte bine comunica, interacționa, fără să ne apropiem. Și obligatoriu trebuie să purtăm masca. Și repet ce am spus de la bun început. Cu siguranță vor mai exista brăileni infectați cu acest virus. Eu spun cu siguranță. Nu știm când și nu știu câți. Dar important e, dacă ne luăm măsuri, să fie cât mai puțin și, mai important, cât mai puțin deodată. Astfel încât, așa cum s-a întâmplat și până acum, sistemul medical să nu fie pus sub o presiune, să poată să se ocupe de fiecare bolnav, să avem spații, să avem medici, să avem tot ce ne trebuie, ca să putem gestiona situația.